Slăvit să fie Domnul! Stimați tineri, iubiți frați și surori, prin binecuvântarea Domnului suntem la a doua sesiune pe care o avem astăzi programată în sânul acestei conferințe și permiteți-mi să vă readuc aminte că suntem la un antrenament. Nu un antrenament pentru luptă, cu toate că victoria presupune totdeauna luptă, ci un antrenament pentru victorie. Pentru că luptătorul știe la ce se înjugă și ce are în față. Face calculele precise, nu numai să lupte de dragul luptei, ci să lupte biruind. Doamne ajută! De aceea, comunitățile noastre, bisericile Domnului, frații slujitori, doresc să vă antreneze pentru ca în lupta de zi cu zi, împotriva firii noastre pământești în primul rând, în al doilea rând, împotriva poftelor și ispitelor pe care diavolul le pune în fața noastră, provocărilor pe care le avem și le întâmpinăm pe parcursul vieții noastre, noi să ieșim mai mult ca biruitori datorită antrenorului nostru Iisus Hristos. Amin. Aseară am vorbit despre pregătirea aceasta de a fi antrenat pentru victorie și am vorbit despre faptul că Ieremia, într-un context al omorârii preoților, a bătrânilor, într-un context al ducerii în robie, într-un context în care a văzut foamete, în care a văzut boală, în care a văzut nenorocire și în care a văzut partea cea mai de jos a robiei, omul acesta are niște cuvinte de încurajare. Ceea ce mă face să trag nădejde este că durerile Domnului nu s-au sfârșit, ele se înnoiesc în fiecare dimineață. Dumnezeu este cu cei ce nădăjduiesc în El, El îi ocrotește și bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Cum de-a avut el într-o situație pesimistă, într-o situație dezolantă, într-o situație în care te apucă deznădejdea, viitorul poporului său era incert, viitorul vieții lui să aibă atâta încredere? Omul acesta s-a antrenat, tânărul acesta s-a antrenat pentru victorie. Și iată-l că într-o lume deprimată are speranță. Și iată-l că într-o lume care se depărtează de Dumnezeu, care efectiv nu știe unde să o apuce, el își pune toată încrederea în Domnul și toată nădejdea este în el, slăvit să fie Domnul. Veți ajunge în asemenea circumstanțe în viață și trebuie să fiți antrenați pentru momentul acela. Pentru că degeaba ne bucurăm, mărit să fie Domnul cu mâinile sus, cântăm, slujim, alergăm și într-o zi s-a încheiat totul. Pentru că n-ai făcut față la momentul acela. Și nu trebuie să ai multe de astea. Un singur moment în viață, când efectiv ești în vânt, când le-ai dat toate jos și când nu-ți mai găsești busola, efectiv. Băi, dar tu cântai bine, măi. Băi, dar tu mergeai la adunare. Băi, dar tu ai avut un dar, măi. Frate, nu mai știu ce s-a întâmplat cu mine, s-a terminat. De ce? A venit ziua aceea. Și spune Biblia de o zi rea, când trebuie să rămânem în picioare. Și dacă nu ești antrenat pentru ziua aceea rea, și ești antrenat doar așa, vedem ce-o fi. O merge cât o merge, când n-a mai merge, n-a mai merge, dar un vedea, a fi bun Domnul și s-a îndura el. Nu, nu, te antrenez pentru victorie. Doamne ajută! De aceea spunea Scriptura că în ziua cea rea să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit, totul, dar pentru asta trebuie să te antrenezi. Să ajute Domnul! De aceea comunitățile noastre, frații slujitori, fac asemenea conferințe. Când te pun în fața provocărilor vieții, când e mai bine să te antrenezi pentru un campion mondial pe care nu-l vei întâlni niciodată. Mai bine te antrenezi pentru asta. Te antrenezi toată ziua, domnule, mă întâlnesc cu unul mai bun ca mine. Unul care efectiv le are. Cum îl cheamă? Nu știu, dar o să apară. Te antrenezi tot timpul, dar nu te întâlnești cu el. Dar tu ești antrenat. Aș vrea să vă spun, antrenați-vă pentru situații dificile, ca să le puteți face față. Și pentru asta, așa cum bine se vorbea aici, aveți un antrenor care s-a întâlnit cu situații foarte dificile, care a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. N-a întrebat de ce? De eu sunt Fiul lui Dumnezeu. De ce trebuie să sufăr eu trădare? De ce trebuie să sufăr eu să nu mă înțeleagă semenii mei? Să nu mă înțeleagă ucenicii mei? De ce trebuie să sufăr eu ca alții să-și bată joc de mine? Eu vin cu Duhul lui Dumnezeu și îi spun că eu am drac. Ce ar trebui să faci în situația asta? Nu. El a învățat să însufere prin lucrurile, el a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Crezi că tu ești deasupra? Lucrurile pe care le suferi te învață să asculți și trebuie să asculți de antrenorul tău. Dumnezeu să ne ajute. Nu mai repet lucrurile pe care le-am spus aseară pentru cei ce au fost, din câte știu, le aveți înregistrate, însă vreau să continui în ziua de astăzi cu un alt gând al acestei pregătiri și e foarte important să cunoaștem.
Continuă Ieremia și trage o concluzie la toată starea asta optimistă pe care o are el și vine și spune, bine este pentru un tânăr să poarte un jug în tinerețea lui. Adică totul e fain, totul e verde, totul e frumos, viitorul e roz, ești bucuros. Și totuși în contextul ăsta, al vieții liniștite, a unui viitor parcă pregătit de părinții tăi, de biserica din care faci parte, totul e grozav, e bine să-ți pui un jug pe umeri și să-l porți așa. Știți că jugul te încurcă? Te încurcă și la alergale. O să vorbim după masă de partea cealaltă a jugului. Însă dimineața asta vreau să vă vorbesc despre un jug anume. Totdeauna când era luat un prinț de război, în timpurile respective îi se punea un jug să poarte, ca semn că e prins de război, că e robul cuiva. Pe timpul acela și la noi în țară, cunoașteți foarte bine, mai ales în partea de est, în partea Moldovei, au venit tătarii, erau conduși de liderii lor, de hanii lor, care au atacat și scopul lor principal, pe cei bătrâni îi omorau, iar pe cei tineri, fie femei, fie bărbați, fie copii, le puneau jugul și apoi îi duceau în robie. Îi vindeau ca sclavi sau ca orice altceva, chiar o opreau pentru familiile lor, dar, efectiv, făceau prinderea aceasta a prinșilor de război, robia aceasta. Când omul își pierdea drepturile, până atunci aveai tot drepturile, aveai casa ta, aveai pământul tău, aveai nevasta ta, aveai cetățenia ta, aveai țara ta, când erai luat prins de război, toate drepturile tale erau tu deveneai un număr, putea să-ți schimbe numele, citiți despre Daniel. Numele lui era Daniel și i s-a schimbat numele. De ce? Pentru că atunci când devii rob, ți se iau toate aceste drepturi. Stimații mei, aș vrea să vă spun că atunci când venim înaintea Domnului și vrem să ne antrenăm pentru victorie, trebuie să punem un jug al robiei față de Hristos. Suntem chemați față de antrenorul nostru, nu să avem o stare de prietenie, ci de robie. Foarte multe din atitudinile pe care le dezvoltăm în teologia liberală este tocmai asta. Iisus, Jesus, este prietenul meu. Ca atare îl trimit la bolnav, că eu n-am chef să mă duc. Ca atare îl trimit în misiune, oriunde, în Oltenia, să ducă. Eu îmi văd de schimbatul capașilor la roți la mașină să fie mai chic ca la altcineva. Pentru că Iisus se duce în locul meu în misiune. De ce? Pentru că El e prietenul meu. Frații mei, relația noastră cu Iisus Hristos este foarte clară. Dacă veți citi în Biblie, Apostolul Ioan a fost prietenul Domnului. A fost unul dintre cei mai apropiați ucenici. Spune Scriptura că la cina cea de taină el își punea capul pe sânul Domnului Iisus Hristos. Când Iisus Hristos a murit, a înviat și s-a înălțat, Ioan în cartea Apocalipsului vede pe prietenul lui. Și spune Scriptura, când l-am văzut pe Fiul omului, am căzut la picioarele lui ca mort. Dar de ce, băi, că e prietenul tău? Nu, Iisus este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Relația mea cu El nu este o prietenie, că vrea El să fie prietenul meu, asta e altceva. Dar eu, vis-a-vis, ca să fiu rentabil, ca să fiu unde trebuie, trebuie să mă declar robul Său. De aceea veți citi în Biblie că apostolii n-au fost în primul rând prietenii lui Iisus, ci au fost robii lui Iisus. De-aia veți citi asta în Biblie. În sistemul nostru, la momentul actual, Iisus este doar prietenul tău și prietenul tău îl poți lăsa la un moment dat deoparte. Când Iisus este stăpânul tău, trebuie să te înveți să faci ceea ce spune El. Oricum noi ne naștem într-o anumită stare de robie, când depindem de anumite lucruri. Unii suntem mai nervoși, alții tindem să fim neserioși, adică să nu ne ținem cuvântul, alții dintre noi avem anumite apucături pe care nu le știu ceilalți, le știm noi și numai cei din pe împrejur și ne întrebăm de foarte multe ori de ce nu suntem noi corespunzători. Chiar și noi ne uităm în oglindă, băi, eu aș vrea să fiu mai bun, nu știu de ce, ne naștem într-o stare de robie de care depindem. E starea de robie față de păcat. De aceea Sfânta Scriptură, permiteți-mi să vă citesc lucrul acesta din Romani, capitolul 6, cu versetul 16, spune Biblia așa. Nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați, fie că e vorba de păcat care duce la moarte, fie că e vorba de ascultare care duce la neprihănire? Este vorba de faptul că tu devii robul acelui de care asculți. Și acum aș vrea să discut o problemă puțin teologică și să cer atenția dumneavoastră ca să pricepeți lucrul acesta foarte clar, de ce ne naștem noi în condiția asta din cauza lui Adam. Că foarte mulți spune, domnule, din cauza lui Adam noi suntem robi păcatului și diferitelor stări de lucruri.
Pentru că Adam a păcătuit și ce treabă am eu care m-am născut în 2000 și ceva cu ce-a făcut Adam atunci? Stimații mei, conform învățăturii biblice, noi ne tragem din Adam și să presupunem, îmi cer scuze de cei care nu au vârsta de 30 de ani, aproximativ aveți 25 de ani, 22 din câte văd eu așa, că fac o... Dar să presupunem că aveți vârsta de 30 de ani. Punem întrebarea logică, unde erai acum 32 de ani? Că există multe teorii. Conform învățăturii Bibliei, Evrei, capitolul 7, spune Scriptura autorul epistolei către evrei că la un moment dat Avram venea de la biruința împăraților. Vreo 5 împărați s-au unit împotriva lui și Avram, cu ajutorul Domnului, i-a biruit, a luat pradă de război și pe când se întorcea, a ieșit în față împăratul Salemului, Melchisedec. Și ne spune Scriptura că Avram a dat zeciuială lui Melchisedec. Biblia mai spune ceva. Împreună cu Avram a dat zeciuială lui Melchisedec și Levi, care nu era născut, dar era în coapsele strămoșului său. Acolo identifică Biblia. Atenție, era strănepotul lui Avram, dar el nu era născut. Și spune Scriptura, cumva așa, folosește formula așa, ca să zicem așa, împreună cu Avram a dat zecioală și Levi, care era în coapsele strămoșului său. După acest cuvânt, dacă reluăm întrebarea, dacă toți avem vârsta de 30 de ani, unde eram acum 32 sau 35 de ani, în părinții noștri. Dacă acum 100 și ceva de ani, unde eram? În bunicii noștri. Dar atunci când Adam a luat din pomul oprit și virusul păcatului era în rodul acelui pom și el a mâncat din virusul păcatului, folosesc terminologia asta de la pandemie încoace, virusul păcatului a venit peste el. Peste cine a mai venit? Peste toți cei care erau în el. Peste toți, ca atare toți care s-au născut în el, s-au născut cu aceeași patologie, cu aceeași înclinație spre păcat, pentru că eram în el. De aceea orice om care se naște în lumea asta, se naște deja cu robia păcatului. Este predispus pentru minciună. Nu vă mați părinți să mințiți, dar vă prins cu minciuna? Recunoașteți măcar lucrul ăsta. Ca atare, avem predispoziție și ne întrebăm, băi, de unde e asta? Ne naștem cu natură păcătoasă. De aceea mântuirea nu poate veni prin niciun om. Că toți oamenii sunt virusați de virusul ăsta. Sunt afectați de virusul ăsta. Toți care se trag din Adam, viteji, eroi, sfinți, ce-or mai fi ei, sunt afectați de virusul păcatului. Au înclinație spre păcat. Au dorință și chiar le place să păcătuiască. Din pricina asta nu putem avea mântuitor, salvator printre noi. Pentru că poți să-și dea viața 500 de oameni. Sângele este infectat. De aceea, la vremea potrivită, Dumnezeu a trimis pe cineva. Și dacă veți citi cu atenție Biblie, păcatul se transmite prin linia tatălui. De-aia veți găsi în primele genealogii, Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov. Știm foarte bine că nu au născut ei, au născut nevestele lor. Dar păcatul se transmite pe linia tatălui. Că păcatul totdeauna, cu toate că Eva l-a convins pe Adam să mănânce din pomul oprit, păcatul nu e al lui Eva, ci a celui responsabil. De-aia suntem noi supărați bărbați, majoritatea. Ceea celui responsabil. Din punctul ăsta de vedere, păcatul se transmite pe linia tatălui în continuare. Mântuirea nu va veni prin linia tatălui, ci prin sămânța femeii. Singurul care s-a născut doar pe linia asta, pe unde nu vine păcatul, și tatăl lui a fost Duhul Sfânt care a umbrit-o pe Maria, este Iisus Hristos. De aceea sângele lui poate mântui, spăla de virusul păcatului pe oricine se încrede în el. Slăvit să fie Domnul! Toți oamenii care se nasc în lumea asta, se nasc cu a natura păcatului și cu un jug al păcatului. Nu fac ce vor, chiar dacă au un anumit simțământ al libertății. Constați la un moment dat că faci lucruri pe care nu ți le-ai dorit. Ai eșecuri în viață, nu că ți le-ai propus, nu le-ai dorit să faci. Ai făcut anumite lucruri sau ai gândit anumite lucruri care e dincolo de ceea ce dorești tu. Pentru că există o robie interioară a păcatului. Și robul nu se poate elibera singur. Eu sunt robul, de exemplu, să trăiesc în rânduirea sclavagistă, cum învățăm noi la istorie, să fiu robul cuiva. Și la un moment dat asta nu-mi dă nici micul dejun. Efectiv, nu-mi dă micul dejun. Dar văd că robii vecinului servesc micul dejun, servesc breakfast, cum spune ăștia, apoi le mai dă o atenție mai cutare. Băi, eu mă mut, nu mai stau la ăsta. Ăsta nu-mi dă micul dejun, nu-mi dă papuși din călțat, nu-mi dă cutare, eu mă duc la celălalt. Nu puteai să pleci de la ăsta la celălalt. Ca să poți pleca la un alt stăpân, nu depindea de tine. Trebuia să te cumpere alt stăpân pe tine de aici
să te duc înapoi. Și nu erai liber. Nu erai liber. Deveneai robul celui care te-a cumpărat. Ori, stimații mei, noi ne naștem cu atitudinea și cu starea asta de robi față de păcat și de aceea se explică multe lucruri. Venind din Adam încoace, mai adaugă și părinții noștri. Când Sfânta Scriptură spune că sângele ăla fără virus vine și rezolvă o problemă, vine și spune că sângele lui Iisus Hristos ne-a izbăvit sau ne-a răscumpărat din felul de șer de viețuire pe care moștenisem de la părinții noștri. Ca atare, uite pispița ta genealogică, până la Adam, uite la taică tu și la mamă ta și la bunicul tău. Dacă bunicul tău a fost iute, dacă bunicul tău a fost iute, tatăl tău a fost iute, tu cum ești? S-a imediat sare țandura, nu? De ce? Că e normal. Nu că ești tu vinovat, te-ai răscut cu robia asta, măi. Te-ai răscut cu robia asta. Sunt atâți oameni care vin și o să vedeți că vii la pocăință și Domnul Iisus te mântuiește. Nu te vii calm așa, frate, eu am fost iute aici, mă bătem cu tot satul. Dar acum așa de liniștit în biserică, merg și în reluare. Nu, tu rămâi în aceeași situație, tu rămâi la fel, dar Hristos vine și îți ia temperamentul respectiv și îl folosește pentru gloria Lui, slăvit să fie Domnul. Asta face Hristos. Efectiv, ia lucrurile alea și le duce spre împărăția Lui. Și de aceea e important să vezi ce-i mai moștenit. Că foarte multe lucruri cu care vă confruntați voi, nici nu sunteți voi vinovați. Și de aceea când vorbea fratele că trebuie să ne pocăim, pocăința lupi lanțul ăsta. Dacă te duceai, dau un exemplu eu și de foarte multe ori îl dau, te duceai la bunicul meu, de exemplu, pe timpul lui, și te duceai la el să-i ceri o greblă, de exemplu, care e de grebla frunzele care te gădeau jos. Bunicul prima dată îți rădea o palmă și după aia te întreba ce-i vrei tu, ai băiete, cu falca roșie, spune o greblă, nene, o greblă. Îți dădea grebla și spunea, vii și cu falca ceilaltă, pregătit când ne-o duci înapoi. Și așa mai departe. Bun, asta era bunicul. Tatăl meu din bunicul și el iute. Eu mă trag din ei. Ca atare când e ceva, nici nu termit o întrebare și eu am sărit în sus cu un răspuns. Nu știu dacă e bun sau nu, dar eu vreau să dau răspuns. Totdeauna am ceva de spus. Când intru în biserică, când e adunare generală, fraților, vreau să vorbesc ceva. Și frații mă, stai liniște că sunt oameni mai vechi ca tine, mai experimentați. Dar eu am, mi se dă. Lasă, nu te mai faci de râs, că de câte ori ți s-o dat, te-ai făcut de râs și tu și familia ta. Stai liniștit. De ce? Pentru că asta e problema cu care mă confrunt eu. Dumnezeu mă mântuiește. Dar lucrurile astea se rezolvă. Identifică lucrurile pe care le-ai moștenit. Identifică robia la care ești expus. Și ca să poți scăpa, ai nevoie de antrenor, ai nevoie de un alt jug, ai nevoie de cineva să te salveze. Și cum am spus, robul nu se poate elibera singur. Robul trebuie să fie eliberat de alt stăpân, cumpărat de alt stăpân. De aceea în Biblie aveți termenul de răscumpărare. El ne-a răscumpărat. Știi ce înseamnă răscumpărare? Să cumperi ceva ce a mai fost a tău. Adică le-ai avut, l-ai pierdut și acum îl mai cumperi odată. Și termenul este răscumpărat. Deci noi am fost pierduți cândva din cauza lui Adam, care s-a ascultat de diavolul, a intrat sub robia diavolului și de atunci încoace omenirea în robia celui mai crud dușman al nostru, care imprimă, chiar înainte de a ne concepe, noi imprimă în noi o anumită stare de păcătoșenie. Ca atare mințim că suntem predispuși la așa ceva. Nu ne propunem, dar reușim. La un moment dat ne enervăm chiar dacă nu vrem, pentru că robia păcatului este peste noi. Ca să scăpăm de starea asta, ne trebuie antrenori. Și vine momentul respectiv, vine Iisus Hristos să ne cumpere pentru El, să ne răscumpere pentru El. Prețul ca să ne răscumpere a fost enorm. A fost enorm, stimații mei. De aceea e important de citit lucrul ăsta în Biblie. El ne-a răscumpărat, nu cu argint și cu aur. Vă amintiți dumneavoastră, în pustie s-au întâlnit două ființe în afară de spațiul ăsta. Diavolul care venise pe pământul ăsta și îl ocupase abuziv și se numea stăpânitorul lumii acesteia și Fiul lui Dumnezeu, cel deopotrivă cu Tatăl, erau în pustie. Și diavolul, dându-și seama ce a vrut să ce a venit să facă Hristos, a spus în felul următor: îți dau ție toate aceste lucruri, mă cam depărtez de microfon, nu? Mi-l apropii tu. Mulțumesc. Dându-și seama de ce vrea să facă Hristos, a venit și a început să negocieze. Și a spus, uite care e situația. Toate astea ți le dau ție, împărățiile lumii, toate ți le dau ție, numai închină-te mie. Dar Hristos n-a venit pentru coasta de azur, nici pentru locurile în care îți pretrec bogătanii concediile. Hristos a venit pentru sufletul meu și pentru sufletul tău, să răscumpere. Și singurul loc în care putea să răscumpere eficient sufletul meu și sufletul tău nu era printr-o viață lungă și îmbelșugată mâncând bio,
ci era la calvar, la cruce, prin sânge, slăvit să fie Domnul. De aceea prețul plătit pentru tine nu-i oricare. De aceea prețul plătit pentru ca să ieșim din robia diavolului și să venim la Hristos a fost sângele scump al Domnului Iisus. Amin. Dar eliberarea din robia diavolului nu se face fără acordul nostru. De aceea unul dintre cele mai frumoase pasaje biblice, dacă s-ar putea afișa, ar fi excelent, Romani capitolul 6, versetul 22, spune următoarele lucruri. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi al lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit, viața veșnică. Stimații mei, aici Biblia vine și spune foarte clar că de izbăvit de păcat nu ne putem izbăvi singuri. Din robia diavolului nu putem ieși singuri. N-avem cum. Nu ne putem răscumpăra singuri de acolo. Dar a venit cineva din afară și ne-a scăpat. Suntem exact ca acei oameni care au căzut într-o mlaștină și cât se mișcă mai mult, cu atât se scufundă mai tare. La un moment dat au o idee genială, să prindă urechi și să tragă afară. Se poate cineva să iasă așa afară? Niciodată. Asta înseamnă ambiție, asta înseamnă, domnule, eu singur ies de aici. Da, trage-te de urechi și vezi unde ești. Cu cât te zbați mai tare, cu atât te cufunzi mai mult. Trebuie să vină cineva din afară și te scoate de acolo. Ori termenul Bibliei spune, odată ce ați fost izbăvit, adică cineva din afară ți-a întins o mână și te-a scos de acolo. Dar după ce te-a scos de acolo ca să ai viața veșnică, adică viața aceea vestită de Dumnezeu, să trăiești în veci în prezența Lui, trebuie să te faci rob al lui Dumnezeu. Foarte mulți credincioși sunt izbăviți de păcat, dar nu se fac robi al lui Dumnezeu. Dar vor viața veșnică. Ori viața veșnică nu există decât în robie față de Hristos. Ori a deveni rob față de Hristos e alegerea ta. Hristos te izbăvește de sub robia păcatului și a morții, dar ca să te faci rob depinde de tine. De aceea provocarea mea pentru voi, purtați jugul ăsta, că mulți dintre noi facem numai ce ne convine nouă. Mulți dintre noi ne uităm în Biblie, nu îmi place. Versetul ăsta despre modestie, despre smerenie, despre îmbrăcăminte, nu îmi place. Asta e chestie de Vechi Testament, de cutare. Dumnezeu ăsta care e un foc mistuitor trebuia să fie în Vechiul Testament, nu în Noul Testament. Mie nu îmi place. Păi tu te comporți ca un om care iei numai ce-ți place, dar tu ești liber? Da, câtă vreme ești liber și mai speri și la viață veșnică, nu poți. Vei ajunge din nou în robie. Citeam cândva despre faptul că în Anglia funcționau piețele de sclavi. Foarte târziu s-a renunțat la sclavagism și la robi. Și în piețele alea de sclavi erau aduși robi de pe Africa, de exemplu. Se duceau anumiți oameni specializați în a-i prinde pe negri, cu niște lasouri, cu niște lațuri, îi prindeau, îi băgau pe corăbii și apoi călătoria începea din Africa până în Anglia, până în Londra, în piețele de sclavi. Mulți dintre ei nu supraviețuiau condițiilor de călătorie, pentru că nici nu erau tratați corespunzător, dar îi aduceau în piețele din Londra și acolo erau vânduți. Când era vândut un sclav, un rob, era verificat dinți în prima dată, dacă poate mânca bine, că dacă nu poate mânca bine, tot sistemul digestiv îi da peste cap, ca atare el nu poate rezista mult în condiții dure de muncă. Apoi era verificat dacă nu era șchiop, apoi era verificat dacă nu era bolnav, apoi era pus la săpat, apoi era pus la alergat. Era verificat din toate punctele dacă tehnic merită banii. Asta se verifica acolo. Și după care oamenii erau vânduți. Tot în perioada respectivă în Londra trăia un tânăr care era dintr-o familie de oameni foarte bogați și odată ce ești bogat ai acces la toate plăcerile vieții. Trecuse prin toate plăcerile ca rob al păcatului, dar niciuna din ea nu îi satisfăcea năzuința lăuntrică după Dumnezeu, după mântuire, după salvare, după împlinire și fericire. O să vedeți că oamenii care trăiesc din aventură în aventură, oamenii care au din ce în ce mai mulți bani, niciodată nu sunt împliniți. Vor mai mulți, că poate ori fi împliniți. Și după ce au mai mulți, vor mai mulți, că poate ori fi și așa împliniți. De aceea sunt reporteri care au interviuri la miliardari de 90 de ani și spune, domnule, dumneata, ești fericit. Ai avut o grămadă de amante, ai fost recăsătorit de vreo 7 ori, ai elicopter, ai cifră de afaceri, ai avut nu știu câte transplanturi care ți-au schimbat ăștia inima de nu știu câte ori și au luat inima altora, ăia sunt morți, dar dumneata le trăiești, ca atare ești fericit. Și l-au întrebat, ce-i fericirea? Cum, domnule, cu atâția bani? Da, n-au atins fericirea. Că fericirea o dă doar Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Atât tot. Că altfel poți avea bani, poți avea o grămadă de lucruri. Ei, tânărul ăsta pe banii ajunsese la timpul acela să aibă tot ce și-o dorit el și-o imagina vreodată. Dar era nefericit.
Și într-o seară se ducea pe unul din podurile Londrei, saluce în Tamisa, să încheie socotele, pentru că foarte mulți din ăștia care ating culmile astea, singura soluție pentru ei este să încheie zbuciumul ăsta sufletesc în căutarea fericirii pe care nu o mai ating niciodată. Li se pare că sunt atât de aproape și totuși rămân atât de departe. Este o chestie teliberă pentru sufletul lor. Și ca atare, o ales să se ducă pe podul Londrei. În timp ce mergea, dintr-o adunare, era slujbă și cineva cânta acolo, cânta biserica. Și o zis, domnule, ce are să intru? O intrat în biserică, i-a plăcut cum se cânta, aviz celor ce cântă în adunare, i-a plăcut cum se cânta, modul în care se cânta, i-a cercetat inima, tânărul ăsta a rămas în continuare și predicatorul a vorbit tocmai inimii lui și de împlinirea și fericirea pe care o găsești doar în Iisus Hristos ca Domn și Rege al vieții tale, nu ca prieten, ca Domn al vieții tale. În seara aceea tânărul a lăsat totul și s-a plecat în fața lui Hristos și a spus, vreau să fiu robul tău. O fericire din alte lumi i-a cuprins inima. Dintr-o dată nu mai avea nevoie de bani, nu mai avea nevoie de plăceri, nu mai avea nevoie de nimic. Efectiv, s-a dus acasă, a luat o parte din bani, a împărțit năgvoiașilor, săracilor și după aceea s-a gândit, măi, așa de sunt eu fericit cu Iisus Hristos ca Domn al vieții, ce ar putea eu să fac? Și atunci a zis, libertatea pe care o simt eu în Hristos, acum vreau să o fac să o simtă cineva. A luat o pulgă de galben, a pus-o cum o puneau ei la brâu, așa, și s-a dus în piața de scrabi să cumpere pe cineva să-l facă liber. A găsit un bătrân negru acolo, a luat un translator lângă el și a spus în felul următor, vreau să cumpăr bătrânul ăsta. Stăpânul de scrabi a spus, ăsta nu costă mult, nu prea are garanție. Zice că e bătrân, asta este. E bătrân, costă doar doi galbeni și atâta tot. Îl iei, te duci acasă, îl mai ții cât mai este și atâta tot. Bun, l-a cumpărat pe bătrân, să ducă să-i facă marea favoară, să-l facă liber. Dar bătrânul a început a plânge. Prin translator ăsta îi spune, nu te speria, nu-ți fac nimic. Eu sunt mântuit de Iisus Hristos și vreau să simt ce înseamnă libertate. Și explica asta, Evanghelia la bătrân. Bătrânul nu prea știe el ce e Evanghelia lui ăsta. Și îi vine și îi spune, uite care e situația. Eu trăiam liniștit în Africa cu familia mea. Cu bătrâna mea, cu cei trei copii ai mei pe care așa, au venit ăștia, frații tăi ăștia albi, ne-au prins pe toți, ne-au băgat într-o corabie, ne-au adus aici cu chiu, cu vai am ajuns aici. Acum eu sunt sigur că nu-i vei mai vedea niciodată. Nici pe nevastă mea, nici pe copii. Ăsta mișca de... Care-i soția mea tale? Eu arătat o doamnă negresă în vârstă și ea, o întreba pe ăsta cât face. Tot puțin, lipsă de garanție. Iau, dateară bani. După ce eu spus, care-ți copiii tăi? S-a uitat la copii, vânjoși, ăștia îi puneau deja la probe, acolo. Așa? Și ăsta o întreba, dar copiii la omul ăsta cât costă? Ăștia costă mult, ăștia au garanție. Ce mușchi au pe ei? Uite, ce forță de muncă au? Și așa mai departe. Și o întreba, dar bun, tot ăsta? Și ăsta s-a uitat, toată punga ta trebuie să o dai încoace. Nu a avut el de gând să facă o faptă așa de măreață, da? Asta a ieșit până la urmă. A luat punga, a dat-o acolo, i-a scos din piața de sclavi, i-a scos de acolo și apoi s-a dus la notar. La notar le-a făcut acte de eliberare, niște foi albe, faine așa, le-a făcut acte de eliberare și apoi prin translator i-a chemat la el și a spus, uitați, vă dau actele astea. Oriunde vă duceți în lume, voi sunteți liberi, v-am eliberat eu, v-am cumpărat și v-am eliberat. Sunteți liberi. Și translatorul îi spunea la ăștia negri, în limba lor, ce înseamnă asta. S-a adunat bătrânul cu bătrâna, cu copiii, au început să discute în limbajul ăsta, a întrebat pe ăsta, nu știu, domnule, că vorbesc un dialect pe care eu nu știu, nu știu ce vorbesc ei. Și la un moment dat ăștia cu foile în albe, în mână, se întorc spre persoana respectivă, se întorc spre el, se pleacă în genunchi și îi spun, stăpâne, știm că suntem liberi, știm de asta, dar vrem să devenim robii tăi din dragoste. Dacă ne întoarcem curtiile astea înapoi în Africa, vin frații tăi, ni le iau, ni le rup, ne duc iarăși în robie, într-un târg de sclavi și nu te vom mai întâlni pe tine. Dă nevoie de astăzi înainte să umblăm ca și robei tăi din dragoste. Din ziua aceea erau lângă tânăr. Ei îl numeau stăpânul nostru și el îi numea prietenul lui. Dar ei totdeauna spuneau, ăsta e stăpânul nostru care ne-a răscumpărat. Ăștia îmi spuneau, domnule, dar... Ăștia sunt negri, domnule, eu i-am eliberat și sunt prietenii mei. Lor le place să mă slujească din dragoste. Eu le-am spus să duc univor, au libertate oricând să duc univor, dar ei mă slujesc în modul ăsta. Cam asta e ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Ne-a răscumpărat și ne-a spus în felul următor, voi puteți fi liberi
dar siguranța totdeauna o rămâne și viața veșnică o căpătați doar în mine. Știți că de lucrul ăsta suferă o grămadă de tine creștini, chiar care sunt aici? Și anume, eu vreau să fiu eliberat de Hristos. Vreau Hristos să-mi ierte păcatele. Vreau Hristos, oricând vin la El, să mă spele, dar nu mă fac niciodată robului. Eu sunt liber. Și fiind liber, te duci din nou în discoteca unde ai fost, te duci din nou pe site-ul pe unde ai mai umblat, te duci din nou la lucrurile, la prietenii pe care i-ai avut și dintr-o dată, din eliberat, spălat și albit de Hristos, devii din nou rob. Și într-o zi s-ar putea să nu te mai întâlnești cu binefăcătorul tău. S-ar putea într-o zi să nu te mai întâlnești cu cineva care să poată plăti și să te răscumpere. De aceea, siguranța oricărui tânăr creștin este după ce Hristos în bunătatea Lui ne-a răscumpărat pentru El, să ne facem robi ai Lui, Doamne ajută! Asta presupune, Doamne, e o chestie nu de simțământ, simt eu ceva. Nu, nu, Doamne, eu vreau să fiu robul Tău. Vreau să mă antrenez să ascult de Tine. Și atunci când nu-mi place, nu vreau ca la momentul culminant al vieții mele să pierd pentru că am ales doar ce-mi place. Amintiți-vă de tânărul bogat. Ăsta nu s-a antrenat pentru victorie. S-a antrenat pentru luptă. S-a antrenat pentru luptă, a păzit mare parte, dar în ziua când trebuia să decidă pentru eternitate să aibă viața veșnică, a pierdut războiul. Vă aduceți aminte, a venit tânărul ăsta și a spus, învățătorule, ce bine trebuie să fac ca să am viața veșnică? Și Domnul îi spune, păzește poruncile, sunt scrise acolo. Pe toate astea le-am păzit din tinerețea mea. Deci el ducea luptă, domnule. Ducea luptă, puțin pot declara așa ceva. Ducea luptă pentru asta. Și Domnul Iisus Hristos spune, Biblia l-a iubit. Și atunci a spus, îți mai lipsește un singur lucru. Du-te de vinde tot ce ai, împarte la săraci, ca să nu mai poți recupera tu. Dacă împarți la neamuri, te duci și le iei înapoi. Dar dacă împarți la săraci, nu, ăștia oricum să vrei, n-ar de unde să-ți iei înapoi. Și apoi vino și urmează-mă și vei avea viață veșnică. Asta înseamnă robie față de mine, dependență de mine. Tânărul a spus, da, mi-a plăcut să respect pe tata și pe mama. Mi-a plăcut să respect familia altuia. Mi-a plăcut cinstea. Mi-a plăcut toate poruncile, mi-au plăcut. Am ținut totul, dar chestia asta nu sunt pregătit pentru ea. Și cât a pierdut, stimații mei? Totul. Totul. Pentru că a fost antrenat până atunci, dar nu pentru victorie. A fost antrenat pentru luptă, s-a luptat, dar nu pentru victorie. Când a fost vorba de victorie, a pierdut totul. De aceea tematica noastră este antrenat pentru victorie. Doamne ajută! De aia sunteți chemați aici, că va veni un moment când stă în fața ta un băiat nepocăit. Dar are școală, are pregătire și vorbește asta. Efectiv te uimești, ce capacitate este. Dar nu-i pocăit, de aia e mai bun ca un pocăit. E mai bun ca un pocăit. Bun, s-ar putea să fii pregătit până atunci cu luptă, în sfințenie, în curăție, să ții castitatea, fecioria la locul ei, să ții totul. Efectiv să fii dat la o parte alți pretendenți care nu sunt așa pocăiți cum ai vrea tu. Dar acum când l-ai întâlnit pe ăsta să pierzi războiul, pentru că nu te-ai antrenat pentru victorie, pentru luptă, ai luptat până acum. Fiecare dintre voi aveți o luptă, de aia sunteți aici. O luptă pe care o duceți. Dar antrenamentul trebuie făcut pentru victorie, Doamne ajută! Și dacă n-am avea antrenorul cu noi, și dacă Duhul Sfânt nu ar fi gata să ne ajute, dar foarte mulți dintre noi nu ne pregătim pentru lucrul acesta. De aceea e atât de important să ne gândim ce facem cu sufletul nostru. Dar odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi al lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, și țineți cont de asta, când te-ai făcut robul lui Dumnezeu, semnul după care se vede este că dorești să trăiești în sfințenie, adică în fiecare zi te pocăiești. În fiecare zi nu spui, băi, ce bine a vorbit Domnul, păcat că aia care trebuie să fie la adunare nu sunt aici. Nu, Dumnezeu știe că tu ești la adunare și îți vorbește totdeauna, slăvit să fie Domnul. Totdeauna îți vorbește. Te duci de la adunare, băi, mi-a vorbit Dumnezeu. Mi-a spus ce trebuie. Și nu uita, multe din predicile care sunt, fii atent la segmentul tău. Biserica nu e formată numai din mielușei. Biserica e formată și din oițe și din oi. E formată din părinți, din tineri și copii, după Apostolul Pavel. Din nou, aceleași categorii. Fiecare categorie are nevoie de un anumit fel de hrană. Și atunci când predicatorii predică la biserică, când te duci într-o comunitate, acum sunt de tineret și trebuie să prezentăm mâncare pentru mielușei și pentru oițe aici. Pentru oițe. Dar atunci când cineva, de exemplu, trage la coasă sau muncește în șantierul de construcție,
De obicei, la copilaj, dacă le dai lapte cu griș, e excelent. E excelent. Dar du-te la ăsta care lucrează pe șantier 8 ore și ridică saci de ciment și lucrează, dă-i lapte cu griș. În jumătate de oră e pe avarii. De ce? De toate beculețele, spun. Îmi trebuie ceva hrană tare. Ei, când noi ne prezentăm la biserică, la biserică se vestesc lucruri mai adânci, mai profunde, hrană tare numite. Bineînțeles că bebelușii fac scandal. Băi, dar ce înseamnă mie sandwich cu carne de vită, domnule? Că mie nu-mi trebuie lăptișor cu griș, atâta tot. Dacă mi se dă, e corect. Dar nu putem servi toată lumea cu lăptișor cu griș, că fac scandal cei care mușesc pe sandier. Și atunci slujbele sunt încărcate cu cântări, cu poezii, cu mesaje adresate tuturor. E un fel de bufet suedez, unde ți este adresat. Tu ești hrana ta de acolo, nu comenta și faci ăla cu mâncarea, cu șoldul de pui cu tăcos. Oare cum mănâncă ăsta osul? Dar nu mănâncă osul, mănâncă carnea, că osul e suport pentru carne. Nu te complica tu la lucrul respectiv. Sunt atâtea lucruri pe care le văd în biserică, sunt oameni, băi, dar au fost pentru tine mesajul ăla? Nu a fost, dar eu mă gândesc la ceilalți. Osul e pentru alții, dai lui Andrei, lui Cuțulețul îi dai osul, nu-i problemă. Prinde altul, un cățel prinde osul respectiv, dar tu mănânci doar carnea. Ei, în biserică sunt taine mai adânci, ce nu prinzi, lasă pentru altul, Doamne ajută. Tu ești partea ta, doar partea ta o iei. Iei partea ta, te hrănești din ea, te dezvolți, crești la nivelul tău și la un moment dat vezi că se schimbă și meniul. Parcă nu mai ești mulțumit cu lăptișor cu gris, parcă mi-ai vrea studiu biblic, parcă mi-ai vrea rugăciune mai multă, parcă mi-ai vrea stăruință. De ce? Tu ai trecut de la o anumită etapă de prunc în Hristos, ai trecut la copilaș și la tânăr. Doamne ajută! Învață lucrurile astea! Nu comenta la ceea ce mănâncă alții. Câteodată văd și biserici din astea mai maturi, așa, spiritual, de frați, cu greutate, care nu admit și cu gris deloc în zonă. Nu admit deloc o glumă să spui ca să o priceapă, o pildă, o anumită parabolă să o explici. Nu, domnule, nu trebuie să fii numai... Frații mei, biserica este formată și de o categorie și de aceala și toate trebuie hrănite, Doamne ajută! Toate trebuie hrănite. De aceea e important pentru noi ca și robi al lui Hristos să ne punem autoritatea aceasta și să ne întrebăm ce vrea Domnul pentru noi. Ți-ai luat jugul acesta al robiei, pentru că stăpânul pe care slujești tu este un stăpân bun, este un stăpân extraordinar. Am aflat cândva despre secretul săbiilor de Toledo. Săbiile de Toledo au fost multă vreme recunoscute ca niște săbii care nu te lăsau în luptă. Pentru spadasin, pentru luptătorii cu sabia, conta foarte mult să ai o sabie care să nu se rupă, care în contactul cu altă sabie. Că tu știai, că fiecare s-a antrenat, dacă o să citiți de mușchetari, de exemplu, aveau floretele alea foarte flexibile, samuraii japonezi aveau din nou katana. Ei, erau foarte bine călite armele astea. Pentru că cel mai rău lucru nu conta cât antrenament ai tu cu floreta sau cu katana, cu sabia japoneză sau cu alt fel de sabie, dacă în momentul când ai dat de sabie, s-o rupt și tu a rămas o bucățică așa, era mai bun un cuțit decât sabia ta, care a avut o miniatură acum. Ce să faci cu ea? Și ăla are dita mai sabia care a rămas o întreagă. Deja ești înfrânt. Ca atare conta foarte mult sabia pe care o aveai. O apărut pe piață la vremea aceea, în timpul acela al duelărilor cu sabie, o sabie de Toledo, cu o duritate și o flexibilitate care uimea lumea spadasinilor. Și toți se întrebau de unde. Totul era legat de Toledo din Spania. Foarte multă vreme au rămas sabiile acestea în istoria celor care cunoșteau arta scrimei și a luptei cu sabie. Sabiile de Toledo, posesorul ei, era pe lângă antrenamentul său, era victorios că niciodată sabia nu-l lăsa. Și niciodată nu s-a știut secretul. Un englez care era și arheolog s-a dus prin Toledo, a cerut niște aprobări pe acolo și a aflat din istoria lor că acolo a fost un stăpân de sclavi. Unul care avea foarte mulți sclavi, care din istoriile pe care le-a citit el, în fiecare dimineață pleca cu un sclav pe niște coline acolo, pleca cu un sclav, după care se întorcea singur cu o sabie de Toledo. După care a doua zi dimineață se ducea iară cu un sclav și se întorcea singur cu o sabie de Toledo. Pleca cu o sabie obișnuită și se întorcea cu o sabie de Toledo. Și s-a dus și a studiat pe colinile alea. Când a dezgropat, fiind și arheolog, citind să citească printre relicve și printre oase, și-a dat seama că sunt o grămadă de amorminte acolo. Ce se întâmpla? Omul ăsta se ducea acolo și dar cum transforma dintr-o sabie obișnuită, într-o sabie de Toledo, nu și-o dat seama. Și atunci au făcut și altceva. Au făcut pe o colină de aia un loc unde se facă foc, au băgat o sabie obișnuită în foc până s-a înroșit, după care au pus-o pe
Nicovală și cu ciocanul a început să o lovească, bine așa, după care a băgat-o forțat în apă. Băgat-o în apă, a ieșit o sabie, un oțel destul de bun, dar nu era la nivelul oțelului de Toledo. S-a gândit el, ce pot face? Și-a dat seama de ce se întâmplă, de ce s-a tăiat o seminte, o lua și-o la niște sânge de vițel de la un abator de undeva, o pus într-o caldă sânge de vițel, din nou, o pus o sabie înroșită în foc, o bătut-o din nou bine și-o pus un sânge de vițel. O reușit o sabie de o calitate excepțională, dar nu era sabia de Toledo. Nu era sabia de Toledo. Și la un moment dat, pe când se străduia el, băi, cum realiza asta sabia de Toledo? O încălzit apa din sângele din cadă la 37 de grade Celsius, cât are sângele uman. O încălzit, după ce a bătut bine sabia, cea obișnuită, după ce a bătut, încălzită fiind, a pus un sânge de 37 de grade Celsius. Și dintr-o dată, în lumea noastră a mai apărut o sabie de Toledo. Așa și obținea stăpânul ăla de sclav săbiile de Toledo. A fost un stăpân rău. Stăpânul la care vă provoc eu să-i luați jugul, nu ne-a jertfit pe noi ca să câștige el, ci s-a jertfit el ca să ne câștige pentru el. Unii găsești un asemenea stăpân. Înainte de a te naște tu, ți-a pregătit o cale de salvare prin sângele lui. Înainte de a te naște tu, a avut 12 legiuni de îngeri la dispoziție. Și cu toate astea, stăpânul acesta atât de bun, în loc să fie rău, cum este stăpânul alcoolului, sau stăpânul furtului, sau stăpânul curviei, care este într-unul și același cuvânt diavolul, este un stăpân bun, ca la vremea potrivită a murit pentru tine, ca tu să ai viață veșnică, dacă accepți ca el să fie stăpânul tău. Nu uitați, creștinii au avut probleme tocmai din cauza asta. Biserica primară se saluta cu aceste cuvinte, Iisus Hristos este Domnul. Și celălalt răspundea, da, cu adevărat, Iisus Hristos este Domnul. Știți până când? Până a intervenit cultul cezarului. Cezarul a cerut să fie aclamat și să fie recunoscut ca zeu. Chiar se spunea pe timpul lui Diocletian, de exemplu, fiecare familie era obligată să aducă jertfe în cinstea cezarului și să spună, Domnului Dumnezeului nostru Diocletian, a venit să-i aducem jertfe cu familia noastră, vă rog frumos să ne eliberați o adeverință, că noi am depus jertfe, să putem să ne continuăm viața. Că altfel, dacă nu aduceai jertfe, se întâmpla un singur lucru, era executat cu toată familia ta. Asta era în momentul în care, de exemplu, un magistrat roman sau un soldat roman se întâlnea cu un creștin, el spunea, Cezar este Domnul. Și creștinul spunea, nu. Iisus Hristos este Domnul. Și de aici atâtea valuri de persecuție pentru creștini. Pentru că Imperiul Roman a fost un imperiu tolerant față de ei. Au avut la Roma un loc în care erau puse toate statuile zeităților. Puteai să te închini la cine vrei. Dar n-au putut suporta pe un concurent al cezarului. N-au putut suporta că în lumea aceasta există un alt domn. Și oamenii din vremea aceea, credincioșii, când și-au pus jugul lui Hristos pe umeri, au spus, Hristos și-a dat viața pentru mine, că eu să fiu liber de păcat. Dacă mie mi se cere să-i ofer viața mea, nu este nici o problemă, pentru că Hristos m-a iubit întâi. Amin. Stimații mei, trăim într-o asemenea vreme, când foarte mulți credincioși și foarte multe comunități vin înaintea Domnului și noi predicăm Evanghelia și îmi place să predic despre jertfa Domnului Iisus, despre sângele Domnului Iisus și despre dreptul fiecăruia dintre noi de a ne face copii al lui Dumnezeu. Problema pe care o văd eu la momentul actual și aici și în sala aceasta este că vă vestim și vouă că Hristos în bunătatea, iubirea și dragostea Lui ne-a răscumpărat din felul de șer de vețuire, slăvit să fie Domnul. Ne-a dăruit harul să fim iertați de păcatele noastre și să avem dreptul la un nou început prin nașterea din nou. Dar a ne face robii Lui nu ne obligă El. Nu ne obligă El. Nu ne obligă El să mergem neapărat în împărăția Domnului. Nu ne obligă El să ajungem pe străzile de aur. Nu ne obligă El. Asta este decizia noastră. Decizia multor tineri ca și voi este asta. Slăvit să fie Domnul că m-a iertat de păcat. Mă duc din nou într-o biserică unde mă pot bucura în stilul meu. Unde mă pot bucura cum vreau eu. Unde muzica e muzică, care bineînțeles e foarte semănătoare cu aia din lume. Unde efectiv închinare, care e mai mult gimnastică spirituală, dintr-o anumite puncte de vedere. Care efectiv în biserica aia sunt, nu-i atâta reguli și atâtea, eu din nou. Și foarte interesant, stimații mei, dintr-o dată vezi tinerii aia care au pornit cu entuziasm, liberi în Hristos, liberi, din nou robi.
din nou rob, din nou în depresie, din nou robi alcoolului, de la bere nealcoolică ajung să nu mai deosebească care e drumul. Băi, în dreapta ai șansă, în stânga ai șansă, ori drumul, domnule, nu-l găsește. Dar e liber în Hristos ce vrei, nu ai ce să-i spui. Din nou observ de foarte multe ori anumite formații muzicale care adoptă anumite, le cresc pletele, le cresc bărbile, le cresc cutare, câteodată îi închid așa în niște țărculețe, că eu am fost, am vizitat biserici de diferite nuanțe, îi închid așa, el e tot transpirat de amuntru acolo la Tobi, dar îl închide acolo, dar doar să aude ce cântă ăsta acolo. Dom'le, am numit l-o închis, că altfel nu rezistăm aici, nu rezistăm. Dar ce grădină zoologică, biserica, frații mei? Ori stimații mei, aș vrea să vă spun foarte clar, asta toți știți de unde a plecat. Suntem liberi în Hristos. Oricând Hristos ne-a făcut liberi, nu trebuie să plecăm din nou să devenim robi a anumite culte, mișcări sau chiar oameni. Ne-a chemat să fim robii Lui, Doamne ajută! Și când ești robul lui Hristos, nu-L întrebi pe Hristos, Doamne Iisuse, mie îmi place chestia asta, chiar dacă Tu ești stăpânul meu, eu o să o servesc micul dejun singur și o să-mi pun la micul dejun ce vreau eu. Hristos spune, dacă eu sunt stăpânul tău, eu îți dau tot ce trebuiește. Dați-mi voie să vă citesc un verset pe care noi îl avem ca și cântare foarte frumos, dacă aș practică mai durează o bucată până îl punem în practică. Roman capitolul 14 cu versetul 8. Aici se referă la robii lui Hristos. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului, continuă Biblia, căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Amin. Când Hristos a coborât în lumea aceasta să ne răscumpere pentru El, stăpânul nostru, păcatul și diavolul a cerut un preț și prețul lui n-a fost pământul și prețul lui n-a fost calea lacteie, ci prețul lui a fost sângele lui Iisus Hristos, pentru că diavolul a știut dacă o persoană își dă sângele, nu are cum stăpâni ce a cumpărat. De exemplu, dacă eu vreau să cumpăr castelul Peleș sau castelul regelui vostru din Belgia, vreau să-l cumpăr, am bani să-l cumpăr. Și la un moment dat prețul care mi se cere îi spune să mori, să vedem tot, nu o transfuzie, tot sângele tău dat, scurs din trupul tău. Eu mai pot stăpâni vreodată castelul pe care l-am cumpărat? Eu mai voi avea vreodată stăpânire asupra persoanelor pe care le-am cumpărat? Niciodată. Dar aici este înțelepciunea lui Dumnezeu. Că spune Biblia, Hristos și-a plătit sângele și Dumnezeu l-a înviat ca să stăpânească ce a cumpărat. Slăvit să fie Domnul! De atunci încoace, budiști, islamiști, creștini, oameni atei, agnostici, au fost cumpărați și aparțin lui Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Că recunosc sau nu, că să fac robi sau nu, într-o zi Iisus Hristos va spune, la judecată, islamistul nu va spune, Doamne, eu vreau să mă judecă numai Allah. Dacă vine și Mahomet, e bine. Dar eu nu mă duc să mă închin în fața altcuiva. Nu mă duc să mă judec. Nu. Toți vor veni la judecată. În ziua aceea însă va fi târziu. Va fi târziu. Pentru că până în ziua aceea avem conferința noastră, Antrenat pentru Victorie. Când tineri și tinere aleg să-și dea seama că Hristos a plătit prețul, un stăpân bun, ca noi să avem veșnicia, slăvit să fie Domnul. Nu să facă din noi o sabie de Toledo, ci să facă din noi prinț ai cerului. Un preț extraordinar, dar prețul acesta, de partea cealaltă, se manifestă printr-o iubire care vrem să o demonstrăm spunând, Doamne, vrem să Te alegem pe Tine ca Domn și Mântuitor al vieții noastre. Vrem ca Tu să fii stăpânul nostru, iar noi suntem robii Tăi. De aceea apostolii revin cu ceea ce am început, când își începe epistolele lui, Pavel era un om poliglot, care știa mai multe limbi, avea o cunoștință vastă, avea studii extraordinare, împărații erau la curent cu studiile lui. Unul dintre împărați spune, Pavele, prea multa ta învățătură te face să vorbești așa. Deci împăratul știa ce cunoștință și ce pregătire are Pavel pe toate liniile. Cu toate astea, Pavel când își începe epistolele lui, vine și spune, Pavel, rob și apostol. Pavele, dar nu te umilești, nu, pentru că asta e poziția normală. Într-o zi el mă va chema ca prieten, într-o zi mă va îmbrățișa. Dar până atunci, ca să fiu sigur că ziua aceea va veni și că ies victorios, eu îmi aleg statutul de rob, nu aleg ce fac, ci mă uit ca robul la mâna stăpânului și ce îmi comandă el, aceea fac. De aceea vedeți în timpul ăsta în care suntem foarte lejeri, oameni care aleargă dintr-o parte în alta, oameni care transpiră, oameni care sunt obosiți pentru lucrarea Domnului, oameni care sunt batjocoriți și totuși aleargă înainte. De ce? Pentru că ăștia sunt robii al lui Iisus Hristos. Ei nu se uită la ratingul,
la like-urile care se dau. El se uită doar la ochii și la mâna celui ce conduce universul, pentru că răsplătirea este acolo. Vreau să te întreb în dimineața asta, ce ai dori să fii? Căci în funcție de lucrul ăsta depinde restul. Tot ceea ce voi vorbi după masă și mâine dimineață, și chiar mâine seară, depinde de ce faci acum. Totul. Totul în viața unui credincios depinde de aspectul acesta. Dacă vei dori să devii liber, să mai verifici piața, să mai verifici ce poți și ce nu poți, te vei trezi într-o cruntă robie și nu știu dacă cineva te va răscumpăra. Îmi place să cred că fiul risipitor se duce de la conferință, se duce și că într-o zi își vine în fire. Știți că doar 10% din fiii noștri risipitori, conform statistelor, își vin în fire? Restul mor la porci. Știți de asta? Știți că am văzut conferințe de genul ăsta când erau tineri prezenți și se uitau la chemarea care s-a făcut la urmă să devină robia lui Hristos și să facă din Hristos Domnul și Mântuitorul lor, râdeau de ăștia care se decideau pentru Hristos să facă din El rege, pentru că merită să ai un asemenea rege bun. Merită pe cineva care se recunoaște cu tine și îți dă dreptul să te faci copil al lui Dumnezeu și să devii un slujitor al lui prin robie? Să râdeau de ei și au plecat de la conferința aia gândind să mai experimenteze. S-au dus, s-au îmbătat cu prietenii lui, o bătut pe cineva, i-o rup mâinile și picioarele, asta vă dau un exemplu clar, nu vă spun de unde, i-o rup mâinile și picioarele, după ce s-o trezit din beție, că nu putea să-i rupă mâinile și picioarele așa treaz. O băut cu prietenii lui și l-o bătut pe celălalt. Când s-o văzut care situația, au plecat într-o țară undeva în Europa, pentru că ăsta îl urmăreau, pentru că ăla nu mai putea nici să aibă grijă de el însuși, avea nevoie de însoțitor. A fost dat în judecat, a fost condamnat undeva departe de părinți, de biserică, de acei tineri care au ieșit în față, încă așteaptă un moment să se întoarcă acasă, pentru că nu poate veni acasă, pentru că cum aterizează în România, cum îl așteaptă poliția să-l ia, să-l ducă, să satisfacă anii de pușcărie pe care deja e condamnat. S-a căsătorit undeva prin afară, probabil are și copii, cândva am mai fost undeva la o biserică, parcă l-am zărit acolo. Dar ce era dacă în ziua aceea, în seara aia, și el împreună cu ceilalți spunea, vreau să fac din Hristos Domnul vieții mele. Câte de multe lucruri erau scoase de pe traiectoria vieții lui. Dar el a ales să fie liber. Și numai liber nu e. Stimați mei, primul jug pe care l-a cerut Ieremia este bine pentru un tânăr să poarte un jug în tinerețea lui. Asta înseamnă că din ziua de astăzi e jugul lui Hristos pe umăr și la școală, la facultate, la locul de muncă, în biserică, în familie, te interesează ce spune Hristos. Restul celorlalți vă spune, băi, să practică, să ai prieteni. Nu, pe mine mă interesează ce spune Hristos. Restul ceilalți spun, domnule, să merită, să uite, mai discuți, mai faci, mai tragi ceva pe nas, mai servești. Nu, eu vreau să slujesc lui Hristos. Te vor batjocori că nu alergi împreună cu ei la același potoc de sfârâu. Dar în fiecare zi Hristos îți va spune, bine, rob bun și credincios. Asta contează. Când seara stăpânul îți va zâmbi și va spune, azi ai făcut ce-o trebuit, nu-ți trebuie altă medalie, nu-ți trebuie nici o recunoaștere de la ONU sau de la NATO. Ai recunoașterea celui ce guvernează istoria, slăvit să fie Domnul. Dar oamenii aceștia sunt oameni rari. Pentru a fi antrenat pentru victorie, trebuie să faci din Hristos Domnul vieții tale. Nu vreau să închei mesajul meu din dimineața aceasta fără a vă da posibilitatea ca împreună cu mine să ne dedicăm lui Hristos. Este cineva din mulțimea aceasta de tineri care este aici, care a venit în locul acesta, care în dimineața asta vrea să facă din Hristos Domnul vieții lui și din el să devină robul lui Hristos? Domnul să vă binecuvinteze. Nu vă închem în casă, în față, că sunteți prea mulți pentru asta. Însă aș vrea să facem o rugăciune specială, ca Duhul Sfânt să coboare într-un asemenea. Veți avea lupte în continuare. Odată ce intri sub domnia lui Hristos, ai parte de cea mai mare autoritate, dar și lupta împotriva ta va fi pe măsură. Dar, să nu te temi, antrenorul totdeauna va fi lângă tine. Și lucruri care câteodată nu le știi, îți va spune, parează pe stânga. Dar nici nu știi ce vin dincolo. Parezi pe stânga și ești apărat, slăvit să fie Domnul. Antrenorul lângă tine, care cunoaște viitorul, care cunoaște sfârșitul omenirii, dar care te ia în mâna lui. De aceea vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și revii pe fratele păstor, fratele Albuț, pe toți cei ce au ridicat mâna, să-i încredințeze în mâna Domnului, ca Dumnezeu să-i binecuvinteze împreună cu ei să fim mai mulți ca biruitori. Amin.